Au întâlnit un titan al fotbalului modern și nu s-au făcut de râs. Vasluiul a demonstrat că se poate lupta de la egal la egal cu echipa care acum 2 ani a cucerit Cupa Campionilor. Chiar dacă au pierdut cu 2-0, nu au mimat fotbalul, s-au zbătut, au vrut, însă nu le-a ieșit. Mulțumit de modul în care au decurs ostilitățile în teren, tehnicianul echipei recunoaște că este un scor corect, însă consideră că pe alocuri echipa pe care o pregătește și-a subordonat adversarul. Deci o partidă cu un adversar extraordinar de greu, o partidă cu una dintre forțele, să zic, nu numai ale Europei, ci ale lumii, nu numai la trofee câștigate, cât și la valoarea jucătorilor și ceea ce înseamnă Inter, cred că alături de Barcelona și de Real Madrid, face parte din istoria fotbalului. Deci, din punctul ăsta, sunt niște titani. Din punctul ăsta de vedere, astăzi am întâlnit o echipă formată, cred că 5 jucători care au câștigat Champions League în 2010. Eu sunt mulțumit că am făcut față cu brio unui adversar extraordinar de puternic. De aceeași părere este și finanțatorul echipei. Adrian Porumboiu i-a felicitat pe jucători și consideră că diferența dintre cele două echipe au fost făcută de două greșeli din apărare. Am avut momente de joc excelente. Dar ce i-a lipsit Vasluiului? Ei, a lipsit ce să vă spun, experiența, maturitate, competiția. Această echipă, în urmă cu 2 ani, a câștigat Liga Campionilor. No, vorbim de Inter, nu vorbim de orice. No. N-ai, dar trebuie să fii nebun să te superi ceea ce am jucat noi în seara asta. Mie mi-a plăcut băieții toți. Am avut posesie, am pasat, i-am plimbat, au venit cu toți în apărare. Nici din teren jocul nu s-a văzut altfel. Chiar dacă au afișat un respect deosebit unor jucători cu un nume uriaș în fotbalul modern, precum Zanetti, Cambiaso sau Maicon, galben-verzi susțin că per ansamblu a fost o dispută echilibrată. Golurile italienilor au fost marcate pe două greșeli individuale făcute de jucătorii Vasluiului. Prima reușită a partidei a fost semnată de Esteban Cambiaso, iar cel de-al doilea gol a fost înscris de Rodrigo Palacio.